Bună ziua! Cum să începem? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Desigur că ne adresăm și la toți cei care ne privesc, dragi concetățeni, vă aducem la cunoștință că astăzi venim cu un subiect foarte important. El a fost deja predicat de președintele partidului Șor, domnul Ilan Șor, și acest subiect este legat de încă o majorare a tarifelor care probabil urmează să fie în următoarea perioadă de timp. În ultima perioadă, noi, fracțiunea Partidului Șor și întreaga echipă a Partidului Politic Șor, suntem bombardați cu mesaje din partea oamenilor care solicită de la noi să ne implicăm în rezolvarea crizei energetice și să încercăm să facem presiune asupra autorităților pentru a amortiza cât de mult posibil efectele scumpirilor care, iată, din păcate, nu se mai opresc. Noi, cei din Partidul Șor, avem o obligație morală față de cei aproape 100.000 de oameni care ne-au votat la alegerile parlamentare din vara anului trecut să răspundem cu acțiuni concrete la solicitările lor. Evident, pentru noi este principal să-i ajutăm pe toți cetățenii Republicii Moldova, nu în comparație cu exponenții actualei guvernări, nu facem distinție dintre votanții PAS sau cei ai Partidului Șor. Guvernarea PAS știm cu toții, această diferență o face, iar oamenii văd asta. Dovada este faptul că actuală guvernare a tăiat bugetul pentru raionul Orhei, de exemplu, și a respins solicitările noastre de a oferi finanțare suplimentară pentru municipiul Bălț. Toate amendamentele depuse de deputații Partidului Șor la legea bugetului de stat pentru anul 2022, pentru investiții capitale și rezolvarea mai multor probleme stringente care noi am discutat în raioanele și orașele țării noastre, au fost respinse de majoritatea parlamentară a PAS. Acest lucru va rămâne pe conștiința acestei guvernări incompetente și selective. Revenind la subiectul important despre care noi vrem astăzi să vorbim, la criza energetică din țară, am văzut că după ce premier Energie a cerut majorarea tarifului la energie electrică la început de ianuarie, acum câteva zile și distribuitorul energiei electrice pentru Nordul, Feyenoord, Moldovei, a făcut același lucru. A cerut majorarea tarifului la curentul electric cu 50% pentru locuitorii din Nord. Spuneți-mi, vă rog, cum se vor descurca oamenii de la Bălț? Cum se vor descurca oamenii din nordul țării? Din ce bani vor plăti oamenii facturile din moment ce suportul din partea statului este inexistent? Andre tace, guvernul tace, iar oamenii așteaptă cu frică să se întâmple inevitabilul, adică să scumpească energia electrică. Eu am zis de mai multe ori și întreaga echipă noastră condusă de domnul Ilan Șor a promis că o să fim alături de bălțenii și o să facem tot posibilul ca să contribuim la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru ei. Acum, desigur că când am citit această știre despre majorarea tarifului și în municipiul Bălț, unde situația este și așa foarte și foarte critică, desigur că vrem să ridicăm acest subiect și la nivel de țară și vorbind despre nordul Republicii.
În aceste zile, practic tot timpul sunt în municipiul Bălți și vreau să vă spun că oamenii vin cu diferite probleme. Ei vin cu probleme că n-au cu ce să achite și tarifele de acum. Deci facturile care vin acum pe lumină. N-au bani pentru internet, n-au bani pentru tablete și calculatoare și echipament care este necesar pentru studiile sau învățământul online, care, din păcate, este introdus în toată țara spre deosebire de raionul și municipiul Orhei, unde autoritățile locale s-au gândit foarte bine, în primul rând, la doleanțele și problemele oamenilor. Desigur că ridic această întrebare în numele tuturor cetățenilor Republicii Moldova și în numele bălțenilor, pentru că situația în fiecare zi doar se agravează. Oamenii o duc greu. De la o zi la altă, totul se scumpește, iar atitudinea autorităților față de ei este puțin spus indiferentă. La toate astea se adaugă restricțiile pandemice din ultima perioadă, care le fac și mai grea viața. De aceea vreau să vă anunț din numele președintelui nostru, domnului Ilan Șor, din numele fracțiunii noastre, că Partidul Politic Șor pregătește un proiect de lege care să prevadă compensare din bugetul de stat a facturilor la energie electrică pentru toți consumatorii. Despre acest lucru deja a vorbit domnul președinte și imediat ce va fi clar cu cât se va scumpi energia electrică și în funcție de decizie pe care o va adopta Agenția Națională de Reglementare în Energetică, vom prezenta proiectul de lege spre aprobare în Parlament. Dacă aceste compensații nu vor fi acordate, oamenii pur și simplu nu vor putea suporta această povară financiară. Sper că Parlamentul va susține inițiativa noastră și le va veni în ajutor oamenilor în aceste momente de grea încercare. Văd că astăzi clădirea Parlamentului este pustie, nimeni nu lucrează. Putem să spunem că nu prea înțelegem din ce motiv nu sunt convocate ședințele Parlamentului, dar sperăm că toți parlamentarii o să audă ceea ce spunem astăzi și cu ce inițiativă venim. O zi bună tuturor și sperăm că data viitoare o să putem să venim cu noutățile mai bune.